Un șofer de autobuz din Maramureș care transporta țigări de contrabandă a fost prins de polițiștii de frontieră de la Sighet. Țigările urmau să ajungă pe Piața Neagră din Cluj-Napoca. Polițiștii aveau informații că autobuzul care circula pe ruta Sighet-Cluj-Napoca ar transporta țigări de contrabandă. În urma verificărilor, suspiciunile agenților s-au adeverit. La bordul autobuzului s-a găsit un bagaj voluminos plin cu țigări de contrabandă. Șoferul a declarat că persoana căruia îi aparține bagajul nu este călător în autobuz, iar coletul urma să fie ridicat de către o altă persoană în Cluj-Napoca. Polițiștii nu exclud varianta că și șoferul ar fi implicat în activitatea de contrabandă, deoarece nu avea voie să primească și să transporte colete. Bagajul cu țigări de contrabandă a fost confiscat și polițiștii continuă cercetările în acest caz.